Viața este ca un joc de poker. Nu depinde de tine cu ce începi, însă depinde doar de tine cum joci mâna care ți s-a dat. În acest material o să acordăm atenție unui lucru care ne modelează atât de mult viețile, dar la ale cărui rezultate pe termen mediu-lung, cei mai mulți dintre noi nu ne gândim niciodată. Iar acest singur lucru te-a dus unde ești astăzi. Dacă îți place ceea ce fac, lasă acum un like și hai să începem! Te-ai gândit vreodată ce efect cumulat au deciziile pe care tu le iei în fiecare zi? Pentru că deciziile pe care le iei contează mult mai mult decât condițiile în care trăiești. Nu condițiile te modelează, ci deciziile. Decizii despre ce să faci, ce să dăruiești, ce să crezi, cum să te comporți, ce să spui, cu cine să-ți petrești timpul, ce să citești, ce să mănânci și așa mai departe. Jim Rohn spunea, nu poți progresa fără a lua decizii. Fă o retrospectivă, uită-te înapoi 5, 10, 15 ani și gândește-te la toate deciziile pe care le-ai luat de-a lungul timpului. Atât bune cât și rele, pe unele poate că le regreți, pe altele nu. Acum, dacă ai fi luat cu totul alte decizii în trecut, viața ta ar fi fost mai mult ca sigur diferită în prezent, mai mult ca sigur. Bună sau rea, nu poți ști, dar cu siguranță diferită. Orice decizie pe care o iei în prezent va afecta într-un mod pozitiv sau negativ felul în care va arăta viața ta în viitor. Poate ai fi mers la o altă facultate, ai fi cunoscut alți oameni, poate ți-ai fi găsit sufletul pereche, poate întâlneai alte oportunități, poate ai fi început acea afacere. Sunt o mulțime de lucruri care ar fi putut fi diferite. Totul se reduce la decizii. Felul în care îți petreci timpul e o decizie. Modul în care îi tratezi pe cei din jur e o decizie. Jobul pe care l-ai ales a fost o decizie. Ce mănânci e o decizie. Ce citești e o decizie. Dacă faci sport sau nu e o decizie. Ce ales să crezi e o decizie. Cu cine ales să te înconjori e o decizie. Și lista continuă la infinit. În fiecare zi luăm decizii care ne vor face viața mai bună sau mai grea. În fiecare zi. Așa că încetează din a mai căuta motive pentru care viața ta nu arată așa cum ți-ai dori și aruncă o privire asupra deciziilor pe care le iei zi de zi. Am dat la un moment dat peste o postare pe Instagram în care se relata o scurtă poveste care ilustrează extrem de bine și la obiect puterea deciziilor pe care le luăm în viață, care arăta în felul următor. Ambelor persoane li s-a adresat aceeași întrebare și anume, cum de-ai ajuns așa? La care amândoi au răspuns în același timp, m-am născut sărac. Totul se rezumă la decizii, fie că vrei sau nu să crezi asta. Observă numai câte persoane care sunt în acest moment împlinite din punct de vedere financiar și nu numai, au pornit din sărăcie, dar au decis că asta nu le va opri din a-și îndeplini visul. Și asta e oarecum interesant pentru că se pare că pe unii sărăcia îi forțează să spună că asta e, eu m-am născut sărac, probabil că așa voi rămâne toată viața. Iar pe ceilalți îi forțează să decidă că o să fac tot ce ține de mine doar ca să nu mai trăiesc o asemenea viață. Decizii, nu condiții, reține acest lucru. O să-ți relatez o scurtă poveste care personal mie mi-a plăcut foarte mult. Un băiat pe nume Charles trăia într-o familie foarte săracă din punct de vedere financiar. Ai lui mereu se împrumutau pentru că depășeau veniturile tatălui său și erau mereu în urmă cu plata datoriilor. Iar când tatăl său a fost trimis la închisoarea datornicilor, Charles a fost nevoit să muncească într-o fabrică unde lipea etichete pe sticle, un job pe care îl ura. După o vreme, când familia și-a pus pe picioare situația financiară, acesta s-a întors la școală, dar nu pentru mult timp pentru că părinții lui și-au dat iar cu firma în cap și el a fost nevoit să se întoarcă la muncă, dar de această dată ca secretar într-o firmă de avocatură, dar și această slujbă îl nemulțumea. Sunt sigur că în această situație mulți dintre noi am fi lăsat loc frustrărilor, am fi dat vina pe părinți pentru că suntem nevoiți să muncim pe brânci din cauza lor, am fi blestemat și înjurat, însă nu și Charles, el era mult mai bun de atât. Decizii. Ceea ce îl pasiona cu adevărat era jurnalismul, așa că băiatul începuse să fie interesat de cărți și îi plăcea foarte mult să citească. Dat fiind faptul că unchiul său era reporter, Charles a prins destul de repede cu ce se mănâncă această meserie, iar la 21 de ani deja avea un renume în presa londoneză. Viața profesională începuse să meargă din ce în ce mai bine și veniturile financiare erau destule, dar el tot își dorea mai mult. Decizii. Visul său era să devină scriitor, așa că s-a apucat să scrie diferite schițe.
Timp de aproape 2 ani a compus schițe fără ca măcar numele său să apară undeva sau să fie remunerat, însă asta nu îl descuraja și simțea o împlinire sufletească enormă când acestea erau publicate. Decizii. Cu timpul a fost abordat de diversi editori și în final a publicat prima sa operă semnată Charles Dickens. A patra ediție a cărții s-a vândut în 4.000 de exemplare, ceea ce în prezent ai fi înclinat să spui că e o cantitate nesemnificativă. Dar la vremea aceea, majoritatea romanelor se vindeau în maxim 500 de exemplare. De atunci, în următorii 20 de ani, opera The Pickwick Papers s-a vândut în peste 1,5 milioane de exemplare. Poate că mulți ați auzit de el, unul dintre cei mai mari autori britanici, poate chiar cel mai cunoscut. Și a pornit de jos, dorința lui arzătoare, combinată cu acțiunea, decizii ferme și perseverență, i-au adus rezultate extraordinare și poate cel mai important dintre toate, i-au permis să facă ceea ce și-a dorit și să câștige și bani din asta. Decizii. Crezi că dacă și-ar fi lăsat mintea să-l limiteze și să impună convingeri negative care duc la decizii de genul "Eu m-am născut sărac, probabil că așa voi rămâne toată viața, e doar vina părinților mei", ar fi devenit omul de succes care este cunoscut astăzi? Cu siguranță nu. Decizii. Povestea sa de viață confirmă renumitul citat. Nu depinde de tine cu ce începi în viață, însă depinde total de tine cum joci mâna care ți s-a dat. Totul depinde de deciziile pe care le iei conștient în viața ta. Iubești modul în care arată viața ta? Super! Ai luat decizii bune. Urăști modul în care arată viața ta? Ups! Ai luat decizii proaste. De ce sunt deciziile atât de vitale? Pentru că ele îți formează obiceiuri. Nu mă să mai intru acum în acest subiect. Poți vedea videoclipul despre obiceiuri pe care l-am făcut special în acest sens și te vei convinge singur cum tu însuți îți croiești destinul. Reține, nu condițiile în care trăiești vor dicta dacă tu vei avea succes sau cum va arăta viața ta în viitor, ci deciziile tale de zi cu zi. Dacă semeni mediocritate, vei culege mediocritate. Dacă decizi să semeni acțiuni negative, vei culege rezultate negative. E simplu. Totul depinde de tine. La final, dacă ar fi să rămâi cu o singură idee după acest video, aceasta ar fi următoarea. Viețile noastre sunt controlate de o singură forță. Forța deciziei. Așa că decide să joci cât mai bine mâna care ți s-a dat. Succes! Sper că te-am ajutat cu acest videoclip și dacă ți-a plăcut, lasă un like, un comentariu și dă-l mai departe ca să-l vadă și prietenii. Mulțumesc!